Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, bună dimineața, bine ne-am regăsit la cafeaua de dimineață după pauza dată de Guvernul României, pentru că nu e așa, pauzele lungi și dese sunt cheia marilor succese în dezvoltarea multilateral dezvoltată a statului român și înaintarea lui spre neomarxism. Astea fiind zise, să începem emisiunea de astăzi spunându-vă că vom discuta despre lucruri cu sau fără roast. Roast. Ce e? O să mai vedem pe parcursul emisiunii. Oricum, astăzi vom lăuda în prima parte a emisiunii pe toți cei care ne reprezintă. Și tot ne-am gândit de dimineață ce ar putea să reprezinte, ce ar putea să fie o temă pentru emisiunea de astăzi și dacă voi reuși, cu ajutorul lui Bogdan, o să vă și redau o melodie care a făcut valuri la vremea ei. Noi o să luăm un fragment, că așa e frumos. Ia să vedem. Am cu ce, mă? Mă, am cu ce, mă? Mă, mă, mă! Artanu! Avem cu ce, măi, oameni buni, avem cu ce. Avem de toate în județul Neamț. Ne putem lăuda, dar în primul rând trebuie să ne lăudăm cu iubiții noștri conducători. Pentru că ei sunt niște oameni extrem de chinuiți. Cum adică? De dumne, nu vă luați după declarațiile de avere, nu vă luați după salarii. Că le primesc, dar gândiți-vă cât muncesc ei pentru salariile respective. Gândiți-vă, de exemplu, la un șef de județ. Ei, cât de greu trebuie să fie, să trebuiască într-o zi să te duci, de exemplu, la ziua marinei, să stai acolo, să te bată soarele, vântul, să te afume mirosul de mici, sau mirosul de păstră prăjit, că e ziua marinei. Să stai acolo și să asculți cum de ziua marinei un preot, de ziua adormirii Maicii Domnului, un preot cântă la mulți ani trăiască. Și tu, șef de județ, să trebuiască să stai acolo, să asculți, să te duci, ba mai mult decât atât, să trebuiască să iei și cuvântul și să vorbești despre marea dintre munți sau, mă rog, ce-o mai fi pe acolo? E greu. Te duci acolo, gândiți-vă, trebuie să-ți faci discursul, trebuie să te gândești, bă, oare ce spune ăla de la liberal dacă vine? Ia să vorbesc eu înaintea lui să-i tai mau. Dar dacă vin ăștia la alții, deci e o muncă de o responsabilitate, era să spun, de o responsabilitate, n-am pus ei, de o responsabilitate imensă. Păi dați seama, să te duci tu, șef de județ, la ziua marinei, să trebuiască să vorbești unor oameni și să fii și interesant. E o problemă foarte mare, meriți toți banii pe care ți-i dă statul român. Și mai mult decât atât, ia să vedem dacă reușim să punem și această fotografie. Deci, ești cu mâna pe bucate, chiar dacă momentul este unul, știți dumneavoastră, ne uităm că de data asta, în jurul momentului, avem așa, avem președinte de la ALDE, avem primar PSD, avem prefect PSD, un vicepreședinte mai în spate PSD, un senator liberal undeva în lateral și, bineînțeles, un președinte de gal. Nu putea lipsi părintele Coșofreț, cel cu mulți ani trăiască de adormirea Maicii Domnului.
Vă dați seama câtă muncă este? Pentru asta trebuie să primești chiar și un spor, nu de proiecte europene, poți primi un spor de proiecte județene ratate. N-are nicio legătură cu Ziua Marinei, că Ziua Marinei se face. Se face. Nu prea se face pentru marinari. Da, n-are nicio importanță. La Ziua Marinei ne-am obișnuit. Vine primarul, el, te rog, Bogdan, vine primarul, care de data asta, ca să spunem așa, a fost decent, a venit, a vorbit scurt și era, cred că, suficient dacă vorbea doar primarul și cineva dintre marinari. Așa a trebuit să-i ascultăm pe toți, pentru că așa e protocolul. Vorbește prefectul, vorbește președintele, vorbește galul, vorbește PNL-ul, vorbește cu tare, că se plictisește lumea. Dar ăia, mă, săracii marinari, bine că n-au scos un pește să vorbească. Că poate ăla, fiind pe uscat, se exprima mai concis, avea nevoie să ducă în apă, și mai la obiect, adică la Ziua Marinei. Da, să trecem peste asta. Revenim la program. Dom'le, greu program. De la Ziua Marinei, să trebuia să te duci, de exemplu, și e și cazul domnului Țapu, tocmai la moldoveni, la Ziua Comunei. E, și acolo trebuie să ai grijă, moldoveniu e liberal, tu ești reprezentantul unei coaliții. Nu te duci pe scenă cu ăia, nu dă. Te duci în altă adunare unde vorbești despre și după care te retragi strategic. Că totul e o chestie de strategie. Și cine știe ce alte lucruri importante au mai făcut, de exemplu, președintele și senatorul. Dar să-i lăsăm pe ei, că nu numai ei sunt. Dom'le, nu se bate un cui să nu te duci să dai un comunicat. Se screme un primar să facă o manifestare, brusc, am relansat, cum se cheamă chestia aia? Turismul în Neamț. Domnul Asaftei ne-a spus că suntem pe locul, hai să spunem, 6 la turism anul acesta, pentru că suntem, cum se spun eu, suntem buni și, dacă suntem buni, merită să mai amintim o dată că... Am cu ce, mă? Mă, am cu ce, mă? Mă! 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 Avem cu ce? Avem cu ce? Avem cu cine? Pentru că oamenii ăștia sunt niște daruri pe care ni le-a dat Dumnezeu urnelor și trebuie să-i prețuim în fiecare secundă a mandatului lor, nu a vieții noastre. Dacă mergeați la Ziua Marinei și ascultați discursurile și încercați să faceți un efort să le și auziți, nu numai să le ascultați, să le și auziți, dacă mergeați acolo și ascultați speakerul care era, care pe parcursul a o oră de vorbit a anunțat de vreo 8 ori ce natură frumoasă este și cum se înfrățește natura cu omul la bicaz, că stăteau oamenii din care nu ajungeau acolo, ăia, ulimea, știți, ulimea, care stătea pe margine, nu pe vapor, ulimea zicea, bă, dar mai lasă-ne, bă, cu natura, bă, hai, dă drumul la manifestări, că la mici s-au dat drumul, înainte. Nimeni n-a stat să uite ce era pe mesele oficialilor, pentru că
Ba, erau sus pe vapor, la înălțime. Da, repetăm, avem oameni care sunt buni să vorbească la orice. Cade un pod, vorbim. Sau nu vorbim acolo? Acolo nu vorbim. La inaugurare vorbim. Pică un program la spital? Nu vorbim. Am adus un container la spital? O, vorbim. Cum l-am instalat? Nu vorbim. De ce? Cine l-a instalat? Doamne, cum să vorbim cine l-a instalat? Cum s-a făcut rost de el? Nu vorbim. Avem un proiect la spital nou? Vorbim. Câți bani s-au cheltuit până acum pe el, pe studii și pe astea? Nu vorbim. De ce? Păi nou, că legea, că 544, că date personale, că... Păi nu. Păi nu. Și avem multe alte asemenea lucruri cu care putem să ne mândrim. Deci acești oameni cred că ar trebui într-un fel sanctificați. Nu știu, sanctificați administrativ. Dacă tot avem calendar ortodox cu sfinți, de ce n-am avea și un calendar administrativ cu sfinți? De exemplu, Ionel Arsene, Sfântul așteaptă proiecte. Ar fi un sfânt la care s-ar putea închina cam trei sferturi dintre funcționarii din neamț. Gheorghe Ștefan. Sfântul Ștefan cel Tare. Pentru că de pe urma lui ne-au rămas foarte multe lucruri. De exemplu, avem o piață nouă. Că cealaltă a luat foc la momentul potrivit, este o chestie care nu are nicio legătură cu ce vorbim noi acum. Avem un munte Cozla pregătit, fezandat pentru turism. Că s-au cheltuit câteva sute de milioane acolo. Mai contează, important este că e pregătit. Avem și lucruri bune de la el. Avem acea trecere peste Cuiești, avem și așa zisul pietonal de acolo din fața primăriei, el e bun ca idee, prost ca execuție. Dar mai vorbim despre asta? Nu, 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 nu. Vorbim doar când actuala administrație ajunge cuțitul la os. Nu cuțitul ăla din partid, cuțitul în general, așa. Deci acești oameni ar trebui sanctificați. O să ne gândim la o listă de sfinți din neamț, pentru că merită. Chiar merită și poate propunerea noastră va ajunge și mai departe în alte locuri. Neamțul este model în toate, să știți. Nu... Noi suntem un model pentru întreaga Românie de multe ori și cred că lucrul ăsta trebuie amintit de fiecare dată. Din neamț au plecat miniștrii, au plecat șefi la SRI, au plecat oameni în Comisia Națională de Apărare, cum se cheamă, ăla suprem de apărare. Am uitat lucrurile astea. Din neamț au plecat lucruri care au creat modele. Acum se vorbește despre Piatra Neamț, modelul în turism. Deci citeam mai de ună zi într-un ziar cât de frumos este să vii în Piatra Neamț. Și atunci să nu-ți aduce aminte de Artanu și să... Mă, am cu ce, mă! Mă, mă, mă! Mă, am cu ce, mă! Avem cu ce? Păi ce era mai frumos decât să vizitez Piatra Neamț acum? Virtual, evident, pentru că altfel e o mare îndrăzneală să încerci să faci o vacanță la Piatra Neamț acum și motivele le cunoaștem, multe dintre ele obiective. Dar când citești postările pe Facebook al noului șef al turismului din Neamț, din Piatra Neamț, ca să fim cinstiți, zici, domne, că
Mai avem un pic, un pic, un pic, un pic, un pic, un pic și depășim Alexandru cel Bun. Sau Bicazul. Pentru că avem cu ce. Ia gândiți-vă ce ar însemna acum să-i propui unui turist să facă un tur al orașului. Sigur i-ai ocupa câteva ore din zi, dacă știi când să-i pui turul. Doamne, mulți dintre acești oameni vorbesc și când trebuie și când nu trebuie. Deci vorbesc când trebuie și când nu trebuie. Din păcate, 99% din cazuri se întâmplă să vorbească când nu trebuie. Și din cele 99% din cazuri, 90% din cazuri sunt cu vorbe adunate ca să fie acolo și să bifeze față de centru sau față de consultanți sau față de alții, că au vorbit. A, au și spus ceva. Da. De obicei se spune așa, ăia sunt niște proști, noi suntem niște deștepți. Ăia sunt niște ticăloși, noi suntem foarte deștepți. Și tot spun așa. Și îți aduce aminte de pilda aceea cu rabinul. Vine unul la el și spune, băi, știți, ăla mi-a furat televizorul. Băi, ai dreptate. Vine ăla care a furat la rabin. Știți, eu nu l-am furat, eu l-am luat, că îl dădusem împrumut. Băi, și tu ai dreptate. Vine și polițistul și zice, dom'le, eu dacă l-au reclamat, trebuie să mă duc la ăla să văd ce-o făcut. Băi, și tu ai dreptate. După care rabinul se uită la ei, la toți, și spune, bă, da, voi știți, toți sunteți niște mici hoți, mici ticăloși, deci am și eu dreptate. Bun. Și acum, că tot vorbeam de modele și că avem cu ce, să vorbim despre un lucru care, nu știu din ce cauză, a fost așa moșmondit. Cu câteva excepții. Noi zicem că și la Mesagerul a fost o excepție. Moșmondit și nu s-au spus lucrurile pe nume în Neamț. Pentru că cazul a devenit național. Țineți minte cu acea nenorocire cu fata care a fost găsită, mă rog, aproape moartă, la Dumbrava Roșie, după ce ar fi consumat droguri sau, mă rog, ce a pățit ea acolo. A fi fost violată sau nu, nu știm încă. Fata aceea a venit în județul Neamț la o conferință. O conferință care trebuia să se desfășoare organizată cică de elevi. Conferința asta, genul ăsta de conferințe, model United Nations, MUN, și că îi învață pe elevi cum să dezbată problemele foarte importante ale omenirii și că e un model în care ei se pot dezvolta, încep să dezbată și de acolo tinerii ăștia învață foarte mult, ceea ce este mai mult decât adevărat că orice dezbatere înseamnă un lucru bun. La Piatra Neamț, organizarea și că s-a făcut de către elevi. Și că cei care au venit din țară trebuiau să vină, aveau un acord parental și după ce ajungeau în Piatra Neamț, fiecare făcea ce îl durea capul, cu condiția să prezinte la începutul conferinței care avea loc la Teatrul Tineretului, să bifeze acolo, să fie preluat în scripte, iar după ce se termina conferința, pașii n-am cuvinte. Liber și la gară sau liber și la munte, liber și la Dumbrava Roșie sau unde vroiai tu. Ni s-au livrat tot felul de povești. Acum, nimeni nu vrea să recunoască cum stau lucrurile. În mail-urile redacțiilor, la vremea aceea Mesagerul a și publicat, a apărut un comunicat care spunea, era semnat de directorul de la Petru Rareș, apropo, ca să lămurim lucrurile,
Nu cred că există redacție în județul Neamț care să fi promovat mai mult realizările celor de la Petru Rareș. Inclusiv elevi, inclusiv elevi care au participat la această conferință, sau mă rog, participau, acum nu mai sunt elevi, erau în calitate de elevi atunci. Întotdeauna am respectat munca celor de acolo și țin să fac această precizare pentru că au apărut supărări. Adică cum puteți să scrieți despre noi că noi? Păi voi ați dat un comunicat în care ați spus foarte clar că această conferință este organizată în principal de elevi, conducerea colegilor, colegiului și colectivul de cadre didactice. Așa scrie. Păi dacă este așa, sau ăsta a fost planul, dacă ăsta a fost planul, cine nu l-a respectat? Au venit copiii ăia, adolescenți, la Piatra Neamț și după aceea am aflat de la elevii organizatori că, domne, ei au plătit și știau pentru ce au plătit. Taxă de participare. Și nu-i treaba noastră. Noi am asigurat o siguranță fizică, nu vorbim de celelalte tipuri, pe parcursul dezbaterilor, când eram la teatru sau la liceu. Bă, dar cum ați ajuns voi la teatru? Păi o cerere de la liceu. Păi liceul nu este organizator? Păi dacă este organizator, nu trebuie să respecte niște reguli? Până la urmă am aflat că cei din conducerea liceului regretă că n-au informat inspectoratul. Și cam atât. Asta despre liceu. În ecuație a intrat și Asociația Părinților de la Colegiul Național Petru Rareș. De ce a intrat? Ci că ăștia care veneau trebuiau să vireze undeva banii. Și ca să existe bani pentru plata imprimării, unor chestii, pentru alte lucruri. Gustări, ce-a mai fost acolo? Nimeni n-a venit să spună, băi, oameni buni, atâția bani a plătit un elev. Banii ăștia au fost folosiți pentru. Dar unde au fost plătiți banii? În contul asociației. Păi dacă tu primești niște bani în contul asociației, cum îi primești? Ca donație? Ca taxă de participare? Drept cheltuiel de cazare? Păi dacă îi primești pentru asta, în ce calitate îi primești? De terță parte exterioară evenimentului? Sau ești partea evenimentului în calitate de coorganizator? Dacă este așa, banii ăia care i-ai încasat, cum îi justifici contabilicește vorbind? Că au intrat și au ieșit, dar pentru ce? Acum, mai este un aspect. Inspectoratul școlar. Am aflat de la inspectorat că ei, fete mari în general acolo, nu știau nimic despre acest eveniment. Deși există un inspector care se ocupă cu asta. Cu timpul liber, mă rog. Activități extrașcolare. Comunicatul a apărut în presă. Chiar nimeni nu a auzit despre aceste conferințe? Bun, n-au auzit. Dar când au auzit, cum au acționat? Au trimis o comisie. Comisia
a făcut un raport. Ați auzit să fie el făcut public? A, nu, nu, nu putem. Nu putem pentru că nu putem întruni, cum se cheamă ăla, ce au, ca să, iau, să ia act de comisie și de ce a spus comisia și după aceea să ne gândim ce măsuri luăm, dacă luăm vreo măsură. Dar, în definitiv, ce măsură ar putea să ia? Măsura unei coroane pentru fata, decedată, eventual. Așa s-a întâmplat de fiecare dată când am avut un eveniment tragic sau o prostie făcută în învățământ. S-a făcut o comisie, s-a dus foarte departe, totul, și am aflat răspunsul, după ce s-a ajuns și prin instanțe. De ce? Că așa e legea proastă. Dar ne putem mândri, pentru că, ia câtă, cazul de la Neamț a schimbat regulile. Colegiul Național Emil Racoviță, cred că din Iași, dacă nu mă înșel, are în noiembrie o nouă, să-i spunem, conferință, MUN, la care ar trebui să vină vreo 180 de copii. Directoarea de acolo, doamna Mihaela Godcu, spune, domne, zice, știți, noi o să facem un consiliu de administrație și pentru că conferințele astea se fac în Iași din 2008 și atunci când se făceau în 2008, profesorii de la școlile de unde proveneau elevii veneau într-un fel aici ca la olimpiade, ne-am gândit să revizuim regulamentul. În așa fel încât să ne asigurăm că tot ce înseamnă participarea elevilor din alte unități de învățământ se face în securitate maximă. Da. Păi cam așa trebuia să desfășoare și treaba de la Piatra Neamț. Nu? Și acum vă mai spunem una și după aceea vă lăsăm, că da, ne lăudăm prea mult astăzi cu ce avem și ce model suntem în țară. Vin copii la Piatra Neamț. Ah, să nu uit, înainte de asta. Aceste conferințe MUN sunt foarte drăguțe. Ele le organizează elevii. Și ca să vezi, la Piatra Neamț a apărut și robotul Ion. La Teatru Tineretului, nu la Rubicap. Și cu el probabil a venit și un secretar de stat. Da, probabil că l-au chemat elevii la o cafea. Nu era oficial, că Ionul ăsta se plimbă pe cum Ionii, negativ sau pozitiv, unde vrea el. Și dacă simte că-s niște copii, undeva mai mulți, se duce și Ion acolo. E atracția. Nu prea știu eu fizică. Da. Încerc să-mi închipui. Dacă te duci prin alte părți, vezi că aceste conferințe au o chestie așa un pic, aduce un fel de chestie de, cum să vă spun eu, școli de recrutare. Ceea ce nu este rău să avem școli de recrutare pentru valorile noastre. Dar să o spunem pe aia dreaptă. Să nu ți apară grupuri de elevi în poze la conferințe MUN care vin cu tot felul de semne și n-are nicio treabă cu Renault. Nu vreau să intru în amănunte pentru că nu mi-am luat la mine instrumentele geometrice și nici șorțulețul. Miniștrii se duc la asemenea conferințe, se duc primari, se duc oficiali, dar ele sunt neasumate acum. Dacă a murit o fată, de ce să ne-o mai asumăm? Cine a organizat? Pe niște copii.
Și copiii aceia, vai, atât de implicați au fost în grad. Doamne, pe noi nu ne interesează decât ce s-a întâmplat la noi, domne. Noi, zice, ne exprimăm condoleanțe sincere. Tonul este ăsta. Ne exprimăm condoleanțe sincere. Adică, știi, sculptați în gheață, ei au făcut un lucru benefic. Dar în rest, nu mai e treaba lor. Au intrat, a plătit fata, a plătit. A venit, n-a venit, pa bani. Și în rest, hai să-i dăm banii înapoi, poate ajută la înmormântare. Această detașare ne arată societatea multilateral dezvoltată spre care tindem, în care ionul este stâlpul societății, iar tinerii tind să devină niște ioni la rândul lor pe felia fiecăruia. În rest, lipsa de asumare la ea acasă. Și să revin un pic la ce vroiam eu să vă spun înainte și termin cu asta. Multă lume s-a întrebat, domne, cum când vin asemenea tineri mulți, nu există și un alt fel de supraveghere? Că se știe că a crescut consumul de substanțe halucinogene, nici nu știu cum se cheamă. Că se mai pipă una alta. Dom'le, au venit ața copii. Probabil că noi nu știm, că nici nu avem cum să știm, că nu se spun lucrurile astea. Dar ăia care se ocupă de școli au fost cu ochii pe ei. Ăia care se ocupă de droguri au fost cu ochii pe ei. De ce spunem asta? Pentru că, spre exemplu, unul din cei trei tineri care a fost ridicat pentru, știți dumneavoastră ce, că au vândut, că au dat la consum droguri, se pare că a fost, cum să vă spun eu, și prin alte tabere cu copii în neamț, cu 2-3 săptămâni înainte. Și întrebarea mea este, nu vreau să dau imaginea taberei, că chiar nu... Oricum, a fost undeva în zona asta de spre munte, o tabără, și avem mărturii de acolo că unul dintre băieți a fost pe acolo. Și era tot așa, cu o țigară, cu o chestie, să se simte lumea bine, ca să mai vină și la anul. Nu cumva băieții ăștia urmăreau acest gen de evenimente pentru că își puteau plasa marfa recreațională acolo? Și dacă este așa, nu cumva poate ar trebui să tăiem din fașă lucrurile astea? Decât niște întrebări sunt astea. Mă bucur că ne-am revăzut, n-o luați în nume de rău, dar județul Neamț, v-am mai spus, este un județ care are cu ce să mândri și de aceea, dacă are cu ce să mândri... Am cu ce, mă! Mă, am cu ce, mă! 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 Cam asta a fost povestea noastră de astăzi, apropo de ai noștri iubiți conducători care merită sanctificați pentru perlele pe care le scot, pentru activitatea pe care o depun, să spunem așa, de turism intern și de participare la toate manifestările. Așteptăm cu nerăbdare discursuri și la înmormântări din partea lor. Cum adică? Nu la o mântă de oficial, Doamne ferește, nu. Când mai moare câte un nenorocit în spitalul din Piatra Neamț, pentru că nu are tot ce-i trebuie. Când mai suntem nevoi să ducem oameni care ar fi putut fi tratați aici, în alte părți. Îi așteptăm pe Părintele Coșofreț să cânte mulți ani trăiască și la o sfințire a saloanelor când vor fi preluate de la
procuratura astea în care a fost, cum se cheamă, incendiu cu atâția morți, pentru că merită. Ce acestea fiind spuse, vă spun numai bine, sănătate, să ne vedem cu bine la următoarea emisiune.